Hello, bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi avem o temă interesantă, o temă pe care am vrut de mai mult timp să o facem, dar astăzi a venit timpul, o temă românii de lângă noi. Poate cunoști mulți români, pe unii știi, dar nu-i cunoști, pe unii cunoști, dar nu știi prea multe despre ei. Poate ai auzit de unii, poate ai auzit vorbindu-ți despre ei, poate știi din vedere, poate i-ai văzut într-un video sau într-un altul. Românii de lângă noi sunt românii care vrem să prezentăm astăzi, pe care pot face ceva pentru societate, pentru semenii noștri care sunt între noi. Sunt românii care pot să te ajute, românii care fac ceva pentru comunitate, fac ceva pentru semenii lor. Români pentru români, astăzi veți începem o emisiune, românii de lângă noi, din comunitatea ta, din orașul tău, din bețircul tău, din landul tău și din țara ta, din Austria, mai bine zis. Astăzi l-am cu mine pe unul dintre ei, l-am pe Ionescu Marian, de la Mario Brețel. Bine ai venit în emisiune! Încă o dată că nu te-am auzit. Mulțumesc mult! Bine, v-am găsit! Bine ai venit! Astăzi vrem să vorbim despre el, despre ceea ce face el în orașul, în Krems, unde stă, despre ceea ce face. Are un magazin cu specific românesc. Are un magazin care are produse românești și nu numai, plus mai face și alte lucruri, Oxide Event, tot felul de evenimente care organizează și le decorează pe lângă acesta, dar vrem să mergem pe rând și să vedem ce face în orașul, cu ce vă poate ajuta, poate pe unul dintre voi care aveți nevoie, vedem că a început și sezonul nunților și acum după pandemie, după 2 ani de pauză, sigur, unul sau altul ne-am gândit să facem nuntă, să facem un botez și să ne extindem puțin după atâta închidere. Și astăzi avem ocazia să aflăm unde lucruri și să vedem ce ne poate oferi Mario. Bine ai venit în emisiune. Cu ce te ocupi tu și ce faci tu în magazinul cu specific românesc? Mulțumesc mult. Deci, în primul rând, nimic deosebit în afară de normal. Avem un mic magazin în care, din dorința de a avea România mai aproape, cu toate că este un loc mic, dorința noastră a fost și rămâne și este să putem să oferim, cum ai bine și spus tu și ai prezentat, produse românești, gustul românesc în altă țară, adică în Austria, la noi aici, în Krems. Nu vrem decât să spunem că suntem foarte bucuroși că am fost invitați în emisiunea ta, direct, că pot să mă pronunț. Mă bucur că ai putut să vii. Da, mare plăcere. E adevărat că a fost mai târziu, dar niciodată nu e târziu. Da, de fapt, când ne-am întâlnit în grupul pe care l-am acum o săptămână sau două, dacă nu mă înșel, ne-am întâlnit un grup de români la tine. Și acolo am văzut că totuși românii sunt interesați să facă ceva pentru comunitate. Bineînțeles, era într-un cadru politic, dar nu numai, vedem că sunt și alte nevoi, nu numai de politică, avem nevoie și de mâncare și de alte lucruri. Și am văzut pe site-ul tău, dacă pot să prezint, aici. Corect, da. Pe site-ul tău, Mario Brețel, aici sunt unele produse și unele dintre lucrurile pe care tu le faci. Corect. Dacă vedem aici produse românești, ai produse românești de România originale. Original venite din România, direct din România. Deci, vedem aici multe lucruri, dacă poți să ne spui. Da, deci de la... Pentru bucătărie, majoritatea, în general, asta este esență de rom, vanilie și gospodinele cunosc. Acesta este spiritul nostru românesc, zacuscă, ca la mama acasă. Da.
Poate unii dintre noi n-am mai mâncat de mult, că unii dintre noi și ne este poate dor, le putem găsi la tine. Sigur, sigur. Și vreau să anunț, deși se știe, pe pagina noastră, Mario Prețel, în general, avem anunțuri în care se pot face comenzi și pot fi livrate, eu zic, într-o săptămână, majoritatea comenzilor în general. Dar ce avem permanent se vede în imagine destul de clar. Nu numai acum sezonul frumos și timpul pentru a sta la o măsuță, la terasă, o terasă foarte mică, dar eu zic că... Deci magazinul este deschis tot timpul anului. În tot timpul anului, corect, numai că merge la un program puțin redus deocamdată. A fost și situația cu pandemia și chestii de genul ăsta. Da, desigur, da. Da, și avem un program mai scurt, să zicem așa, dar cu timpul, în momentul în care începe să se reintre normal, se va reveni la un program normal de lucru. Deși, toți știu, avem și pe geamul de la magazin, numărul meu și al fiului meu, trecut. Chiar dacă magazinul are ziua închisă sau de exemplu, și sunt nevoie de, eu știu, omul are nevoie de niște mici sau ce știu, produse urgente, da, avem un magazin, ne prezentăm acolo și îl servim de multe ori. Te poate contacta la telefon sau scrie pe Facebook sau pe canalele media care sunt, pe WhatsApp, da, eu știu, sunt numere de telefon. Corect, și poți, da, să le livrezi în timp, timp rapid, eu știu. Da, în cel mai rău caz, dacă nu sunt în Cremș, dar în momentul în care sunt în Cremș, sunt 15-20 de minute de la telefon vorbit, pot să servesc persoana care are nevoie de produsul de la noi. Ce avem noi, da, acolo? Deci produse originale românești, pentru toți românii, pentru toate bucătăresele. Corect. Așa este. Aha, ok. Deci, dragi prieteni, care treceți prin Cremș, treceți pe la Mario Prețel, ai adresa se poate găsi și pe WhatsApp, pe site, Facebook, pe site-ul tău. Site-ul Google, care au pus cei de la primărie, suntem puși, da, pe... Deci ești și băgași acolo, desigur. Da, da. Se poate servi, dau un exemplu, în fiecare sâmbătă pui grill, adică... Da, uite aici vedem și puiul grill. Corect, da. Cu 100% condimente românești. Da, deci e un gust total aparte față de ce se găsește în Austria, deci e clar. Și ce se poate servi la acele două, trei măsuțe ce le avem la magazin sunt mici, care se poate mânca o porție de mici, friș, făcută totul, cum se zice, la cheie. Ok. Și toate produsele românești, le vedem aici pe raft. Pentru tot cei care sunt interesați și nu au drum spre țară neapărat, își pot alina dorul, își pot alina pofta, trecând pe la tine, pe la magazin și luând din produsele care se pot vedea, și eu știu, poate și la cerere se poate întreba dacă au nevoie de ceva special sau eu știu. Corect, corect. Bineînțeles, da, nu? Da, am spus la început, deci pe comandă se poate aduce majoritatea produselor, ceea ce nu avem noi, că noi avem din fiecare câte puțin. Am încercat și noi să aducem ceea ce se consumă sau okay, se cere mai testa. Ok. Acestea sunt produsele care le poți comanda, le poți lua direct din magazin. Și? Acestea sunt mititei. Mici. Sunt mici. Cred că la toți ne place micii. Pentru că sunt mici vegani, nu? Vegan. Eu sunt vegan, mănânc numai carne. Deci... Da. Ok, sunt bun, micii, chiar ieri am făcut și eu un grill în grădină, după ploaia de alaltă, ieri numai binevenită, micii românești, aduși din România, corect, ca și la tine, da, a fost bun veniți.
foarte gustoși, pentru că în Austria nu găsești mici originari românești, nu găsești. Sunt un fel de ceva pcice, dar nu au gustul și n-au consistența și n-au mirosul și mai ales cu muștarul de tecuci și cei mai buni. Corect. Ok, și cum ai spus, pui la grill iară cu arome românești. Și uite aici văd și torturi. Sunt prăjituri. Prăjituri, torturi facem la comandă. Colaborăm în general cu laboratoare și din Viena, românești. Mm-hmm. Da. Da, avem pe doamna Marinela Severin, cu care am lucrat ani de zile. Acum lucrează mai puțin în Austria, lucrează în Germania. Da. Dar prin dânsa am rămas în contact cu persoane serioase și care poate să dea un gust românesc și în tot. Mm-hmm. E okay. Verișoara mea iară Cristina, care face tot aici în Krems. Pentru toate fel de evenimente, Geburtstag, zi de naștere, eu știu, botezuri, nunți, tot felul. Botezuri, nunți, am avut, da, avem foarte multe torturi pe site-ul nostru, după cum arăta și dumneavoastră aici. Da. Prăjituri, tot felul de gogoși. Ăștia sunt hot, un fel de hot dog? Covridogii românești. Covridogii românești, uh-huh. Un fel de hot dog, da. Deci, un fel de hot dog românești. Da. Și uite aici covrigii, renumiții covrigi, Mario Brățel, din Krems. Da, aici a fost o comandă pentru biserică, undeva. A venit cineva și a comandat pentru biserică. Se pot comanda și pentru firme. La telefon, firme. Eu știu, să comanzi dimineața și la amiază, sau eu știu, la ora 11 vii și duci? Da, niciun fel de problemă. Dacă e o comandă, cum am și spus, serioasă, sigur, și livrăm oricând și oriunde. Livrați și la adresă. Și la adresă. Asta până cam, în 30 de kilometri ar fi... Cât durează comanda? Deci dacă sună acum, eu știu, la ora 5... La ce oră scovigi la mine? Dacă este urgență, depinde de cât de departe sunteți dumneavoastră. Da. La noi avem un debit de a face covrigi, o mașină specială, tot din România. Un debit care, eu știu, într-o oră și ceva, poți să ai, eu știu, 50, 60, 70, 80, 90, până la 100 de covrigi. Deci un coș, două, într-o oră... Cel puțin într-o oră, din momentul în care se începe să dau drumul la mașină. Okay. Da, deci depinde de comandă, da. Uite, aici ați vede și mărțișoare pentru sezonul, martie, mărțișor. Corect, 8 martie. Mărțișorul tot, mărțișorul românesc, desigur. Da, desigur, făcut manual de noi. Totul e lucru manual, da. Tot, da, din lucru manual, nu... Totul e manual făcut, da? Soția mea face. Ok. Da. Ia uite ce pui la grill. Prăjituri pe care le-am arătat. Sunt produsele care se pot găsi la Mario Brețel, în Krems, pe adresa. Care e adresa? Spengler Gasse 2, 3500 Krems. O să punem adresa jos în link la video. O să vă punem adresa. Este și linkul acolo pus de la magazin, de la site-ul de Facebook, de la Mario Brețel. Și acolo se pot găsi informații, se pot găsi telefon, se pot găsi e-mail adres, se pot găsi de toate. Se poate contacta și se poate comanda produsele românești de care aveți nevoie. Se pot vedea pe site aici sau se pot și telefonic. Nu? Afla ce fel de produse sunt actual, s-ar putea una sau alta să fie Ausverkauf, să fie vândute stocul și atunci se poate telefona, se poate informa. Orarul este și el pus aici, luni, miercuri, joi, vineri, nu știu, sâmbătă, duminică închis sau orarul? Sâmbătă inclusiv, duminică închis, dar după cum am spus... Duminică închis, în cazul în care magazinul este închis și se dă un telefon, se ne contactează, îi servim fără niciun fel de problemă. Ok, deci chiar okay. Dacă magazinul e închis. Se poate comanda telefonii și atunci se poate procura produsele care sunt disponibile și care sunt, după cum le vedem aici, în special și covrigii care sunt
zilnic, proaspeți făcuți, proaspeți. Corect, nu mai proaspeți. Nu mai proaspeți. Bun, acum am mai văzut încă pe site-ul celălalt. Corect. Mario Event Decor. Corect. Ce fel de decoruri și pentru cine și pentru ce produceți voi? Deci, după cum se vede în imagine, noi tot ce avem pe acest site sunt decoruri făcute de noi. Aici este vorba de un botez. Au fost într-un salon și noi am decorat la un botez aici. Facem botezuri, nunți, zionomastice, avem și invitații, comandăm și tort, deci complex, totul complex, după cum se vede în imagine. Pentru taufe, pentru botez? Da, dar asta... Torturi, decorații? Da, da. Deci apar aici și torturi și tot ce se... Deci decorul complet cu flori, cu tot felul de împodobire exact. A mesei. Corect. Cum se vede în imagine. În imagini, că sunt mai multe prezentate. Da. Deci aveți mai multe culori pentru băiat, pentru fată, dacă e vorba de botez sau pentru nuntă, la fel? Da, da, da. Deci aici a fost pe albastru, fiind băiat, avem și pe roz, dacă se poate da imagini mai departe, nu știu exact. Avem și nuntă, avem o nuntă care a fost acum ceva timp, o aniversare de 25 de ani. Da. Da? Deci mai multe culori, cu invitații, cu tot, deci tot pachetul complet se poate comanda? Corect. În designul corespunzător la fiecare care are nevoie. Corect. Uitați, acesta este tortul care a fost tot pe albastru. Da, 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 da. Băiat, da. Avem și de fată și dacă vă uitați, e un tort foarte frumos la o nuntă de argint. Ok. 25 de ani. Încă dăm mai departe să vedem. O poză de la nuntă sau ce a fost aici? Nuntă sau botez? Botez. Da, nu, acesta este botezul. Tot acolo sunteți. Nu s-a trecut la altă. Ok, să vedem alte. Poate găsim alte poze aici, mi se pare. Este. Sau ăsta e altul. Da, da, da. Uitați pe roz, undeva pe roz. Aici aveți. Uitați. Aici este... la o nepoată de-a noastră, tot botez, dar fată, da? Deci au fost decoruri de pe roz. Da, da. Se poate la Mario Event Decor, se poate comanda pentru botez, pentru nuntă, pentru ziua onomastică, pentru tot felul de evenimente, de aniversări. Putem să înveznim și pentru sală, dau un exemplu, avem o deschidere pentru a vorbi și pentru salon. Avem mai nou prin dumneavoastră, dacă și cum ar trebui să ne ajutăm, dau un exemplu, pentru video, foto și sper că video, foto, transmisie live și tot felul de... Da. Corect, da. Ok. Și cam cu cât înainte se pot comanda aceste lucruri pentru nunți, pentru botezuri? Să vă spun sincer, soția mai mult știe, dar vă spun din ce s-a întâmplat la noi. Da? Au fost cel puțin 6 luni înainte. Cel puțin 6 luni au fost înainte discuțiile, pentru că sunt mulți care oameni care vor în anumite tipuri, anumite feluri, dau un exemplu. Da. Acum au apărut și astea mai noi cu baloane, nu știu cum. Noi trebuie să ne încadrăm și să facem după cerințe. Și atunci cere timp aici, să procurăm. Aici a fost la onomastică sau la video? Sau la... Da, da, a fost la acel botez pentru... Botez, ok. Da, da. Trebuie să fie și la nuntă, avem și o nuntă, asta e tot la botez albastru, sau? Eu la o nuntă aici. La o nuntă. Se pot face pentru tot felul de evenimente. Corect. Se pot comanda aici la nuntă? Sau corect, tot la... Da.
Da, a fost și o nuntă. Sunt mai multe. Aici a fost la botez, asta e o turtă, tot așa, comandată de noi. Turta din țară, cum o știți dumneavoastră, la, da, la nuntă sau la... Da, 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 botez. Sigur. Deci, dragi prieteni, cei care sunteți interesați, găsiți tot pe video, pe link jos la video, găsiți informații despre Mario Event Decor, unde puteți contacta, puteți comanda, vă puteți alege culori, design, tot felul de lucruri, cum să le aveți aranjate, decorul interior. Poate dacă aveți nevoie și de locație, de restaurant, de spațiu, se poate aranja. Corect, da. Tot felul de modele care le pot aveți la alegere, aveți poze ca să puteți arăta, aveți tot felul de, nu? Ba da, și nu numai. Poate să vină și numai. Cu... Mm-hmm. Să ne arate niște aici, modele care vă dori și... Decorațiuni de Crăciun, cred că sunt astea aici, corect, care corect, se văd. Da, da. Da, mm-hmm, așa este, da. Acele ce se pun pe uși sau ce știu eu, da, au fost... Și acestea se pot comanda, se pot cumpăra la... Bineînțeles, în decembrie, nu? Sau și înainte de sigur, decembrie? Înainte de decembrie, dacă vor să le aibă dinainte, nici fel de problemă, pe comandă, mm-hmm, se poate face cam orice. Sigur. Da. Foarte frumos, ok. Și dați prieteni cam aceați lucrurile care le puteți găsi, da, la Mario Brețel, Mario Event Decor. Sunt două lucruri care se pot face... magazin românesc de produse românești și decor pentru evenimente, botezuri, nunți, zile de naștere, onomastice, tot felul de evenimente care se pot sărbători. Să anunțe înainte, cel puțin cu o lună de zile sau cam cu cât e termenul limită? Limită în cazul în care e o urgență și ceva nu a căzut bine pentru cei ce au nevoie. Da. Ce mai rău caz, 2-3 luni, dar mai puțin, eu știu să fie ceva foarte mic. Nu știu cum să vă explic. Care nu necesită un volum mare de muncă ca să... De muncă nu ne plângem, nu asta este, se poate face. Adică trebuie să dai angajamentul cu salonul sau dacă au salon, da, da, și au rămas în pană de așa ceva și înainte de... Și trebuie să nu mai vin cei ce s-au înțeles cu ei, sunt situații. Da, 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 da. Și dacă reușim, sigur, îi servim. Nu știu de problemă. Ok, deci se poate contacta cu 2-3 luni înainte și se poate organiza și pentru cei care au nevoie de sală, de exemplu, și nu găsesc sală, le poți oferi, le poți recomanda, le poți... Da, da, le pot înzni direct, se poate discuta cu... șefii de acolo și dacă au fereastră. Și puteți organiza, de exemplu, și în altă localitate. Nu, nu, nu trebuie să fie numai, eu știu, un interrestaurant sau în... De preferință ar fi niderostere, adică ceva aproape. Dar dacă suntem solicitați și sunt oameni ok, adică în sensul că se vorbește serios despre o afacere, atunci mergem și mai departe, nu e o problemă. Ok. Și costurile, cred că sunt costuri acceptabile pentru fiecare, nu sunt costuri, eu știu, cum le găsim în alt... fixe. Se adică poate negocia, ceva, se poate negocia, costuri acceptabile care se pot negocia, se pot înțelegere ca să fie bine pentru toată lumea, mă gândesc, nu? Corect, așa este. Da. Deci astea sunt cele două, Mario Brețel, magazin cu produse românești, magazin cu decor, cu produse pentru decorat, pentru nunți, pentru botezuri, pentru evenimente. Cei care sunt interesați, găsiți informații pe paginile de Facebook. Link-ul vi l-am pus jos la video. Pentru cei interesați, se poate contacta pe paginile de Facebook și acolo găsiți informații, telefon, adresă, se poate lua contact. Contact se poate lua telefonic, zic, nu știu, la orice oră sau aveți un program, da, 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 special?
Nu, telefonul la orice oră. Telefonul la orice oră. Telefoanele, okay. Practic, sunt două, al meu sunt și două. Al fiului meu. Da. Și aici, pentru cei care vreau să vină la magazin, este și harta cu adresa și se poate veni direct. Se poate vedea unde este. Crimson de Donau. Și atunci se poate comanda, se poate lua direct din magazin. Cum am zis, pentru cei doritori de covriș, se poate comanda înainte cu o oră, două și după se poate ori. După cum am spus, în fiecare zi de lucru, covrigii sunt. Se poate, deci în fiecare zi se fac covrigi. Pentru comenzi mai mari se fac comenzi. Da. În general, ăștia se pot găsi în fiecare zi pentru gust. Adică să-ți cumperi, să poți să mănânci și asta. Dar la o cantitate mai mare, automat se face o comandă. Eu știu, pentru firme sau pentru alte evenimente, în cantități mai mari, 50, 100, 200 de bucăți. Sigur că da, se face, s-au făcut, sunt firme care am lucrat și lucrăm cu ele ocazional, dar avem o firmă din 2014, livrăm cel puțin o dată pe săptămână, deci... Veți aici prețurile, n-aveți afișate, dar sunt prețuri acceptabile? Da, deci în general ar trebui, mă rog, nu se poate vedea pe fotografii, dar venind acolo sunt prețuri. Eventual, dacă ni se cere, putem să le trecem în revistă, cum le-am avut acum am de zile, dar s-au schimbat din cauza situației. Din 2014 s-au schimbat prețurile și automat lista noi n-am reînnoit-o ca să o punem direct pe site cu prețurile. Da. La magazin se văd, sunt la vedere toate prețurile. Nu? Ok. Deci cam asta ar fi. De la tine, din partea ta, mai ai ceva să ne spui? Alte lucruri, ce mai faci? Deci din partea mea te mulțumim, Dumnezeu, suntem bine, suntem sănătoși. Ați trecut bine prin pandemie până acum? Ați reușit? Sigur. Mulțumim, Dumnezeu, am avut și avem, sper să avem și în continuare un parcurs normal de viață. Okay, acum s-au mai dat drumul, s-au mai eliberat lucrurile cu pandemia asta, să sperăm că va fi mai bine deocamdată, dar nu știu ce va fi la toamnă. Unele vor spun că nu s-aude că va fi mai bine, pentru că cresc infectările, 7, 8, 10 mii, peste 10 mii. Unii politicieni sperie că se va ajunge până la 70 de mii, chiar până în vară acum, să vedem cum va fi, ce se va întâmpla, dar să sperăm că vom trece totuși cu bine până la urmă. Sperăm. Deci, Doamne ajute. Pandemia o lăsăm la poartă. Trebuie să mergem normal în viață. Da. Să sperăm că vom reuși și vom trece cu bine. Dar până atunci veniți și mâncați mici la Mariu Brezel. Veniți și luați produse românești, gustoase, ca la mama acasă pe vremuri. Ce să spun, mulțumesc că ai fost astăzi cu mine în emisiune, mulțumesc că ne-ai putut prezenta unele lucruri pentru cei care sunt interesați pentru produse românești din zonă, din oraș, din Bețiric și nu numai, care sunt în trecere, pot trece pe la tine, pot gusta din aceste lucruri. Și mersi că ai fost cu noi, dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea Românii de lângă noi. Un român care pentru români face lucruri multe, produse românești. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă mulțumim pentru atenție. Vă rugăm, abonați canalul dacă nu l-ați făcut până acum. Dați-l mai departe și la ceilalți ca să vadă. Vă rugăm să fiți și cu noi la emisiunea următoare prezent. Și pentru toate vă mulțumim. Împreună cu invitatul meu din ziua de astăzi, Marian. Da, vă mulțumim din suflet. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitația care am avut-o. Vreau să spun că această afacere ce avem, e o afacere mică de familie. Suntem trei persoane, Ionescu Marian, Ionescu Corina și Ionescu Mihail, care am pornit la drum și sperăm să putem să reușim să mergem înainte. Vă mulțumim mult de tot!
Ok, dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost cu noi, cum am zis, abonați canalul, dați mai departe, să urmărească și ceilalți care sunt interesați de aceste lucruri. Dacă aveți și doriți să vă aducem și pe dumneavoastră în emisiune, ne scrieți pe jos la comentarii, ne scrieți un e-mail sau puteți contacta și numărul de telefon. Vă mulțumim că ați fost cu noi, vă dorim toate cele bune și vă invităm și la următoarea emisiune. Dar până atunci rămâneți sănătoși și toate cele bune vă dorim!